Stimați invitați, stimate oficialități, doamnelor și domnilor! În acest an, pentru a patra oară, România sărbătorește la 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale, sub auspiciile unui moment consacrat din istoria culturii noastre, comemorarea poetului Mihai Eminescu, de la cărui naștere se împlinesc 164 de ani. Mihai Eminescu, omul de plin al culturii române, rămâne un refer incontestabil pentru reușita de a îmbina efortul de recuperare a tradiției cu necesara deschidere spre modernitate. Eminescu nu a fost singurul creator pe tărâmul gândului, faptei, frumosului, pentru care iubirea de țară și de frumos să reprezinte esența vieții lui. De aceea, evenimentul de azi este și un omagiu adus altor iluștri reprezentanți ai culturii românești. Ziua Culturii Naționale ne amintește că avem un capital cultural și uman însemnat pe care România îl poate utiliza în afirmarea valorilor sale. Avem o datorie comună față de cultura română, față de valorile care ne-au format și pe care trebuie să le transmitem generațiilor viitoare. În cursul acestei zile, peste 250 de elevi au participat la Maratonul Poeziei Românești de la Castel, iar reprezentanța Direcției de Cultură au depus coronițele culturii la plăcile comemorative, busturile și mormintele personalităților care au contribuit la dezvoltarea culturii naționale. Printre ei, Simion Bănuțiu, Ioan Luteanu, Vasile Lucaciu, Corneliu Bala, Paul Francisc, Ștefan Ruma, Feini István, Dea Kendre, Peter Coracioni, aceștia reprezentând doar o mică parte din cei care au promovat și dezvoltat patrimoniul cultural, alături de George Marchiș, Otilia Marchiș, Ignațiu Borsa, Aurel Goza, Vasile Patcașiu și mulți alții. Cu asemenea înaintași și o asemenea moștenire spirituală și culturală, nu ne putem considera decât unul dintre cele mai bogate orașe din România. Iar noi, cei care lucrăm în acest domeniu, ne simțim obligați să ducem mai departe ceea ce au clădit înaintașii noștri și să ținem veșnic vie flacăra culturii românești. Este deosebit de important să nu uităm că educația și cultura sunt cele care clădesc o națiune puternică și demnă. De Ziua Culturii Naționale, tuturor iubitorilor de cultură, tuturor truditorilor din cultură, tuturor colaboratorilor și susținătorilor acestei arte, le urez multă sănătate și putere de muncă. La mulți ani culturii române! Mulțumesc! Iar acum dați-mi voie să dau cuvântul domnișoarei Alexandra Catarciu, care va da citire mesajului președintelui Consiliului Județean Satu Mare, domnul Adrian Ștef. De câțiva ani, în calendarul spiritualității românești, ziua de 15 ianuarie a căpătat o dublă semnificație. Nu îl sărbătorim doar pe Eminescu, numit de Constantin Noica, omul de plin al culturii române, ci și Ziua Culturii Naționale, prin legea adoptată de Parlamentul României în 2010. Iată un binevenit prilej de celebrarea a patrimoniului valorilor românești. Ne bucură alegerea datei de sărbătorirea culturii plămădite în spațiul românesc, chiar de ziua nașterii poetului Nepereche, căci după spusele unui înțelept din neamul nostru, Eminescu reprezintă România tăinuită într-un cuvânt. Nu cred că greșim afirmând că în persoana sa, fiecare dintre noi, românii, vedem o inepuizabilă sursă de inspirație referitoare la conservarea identității naționale, la atașamentul față de Biserica Străbună, respectul pentru istoria zbuciumată a neamului, deschiderea spre autenticele valori ale umanității, alături de năzuința către universalitate. Considerat ultimul mare romantic din Europa, Mihai Eminescu a fost unul dintre cei mai importanți poeți și prozatori români, fiind considerat poetul național. Realizată în numai 17 ani, opera lui Mihai Eminescu este cea mai vastă creație literară română, cuprinzând o mare varietate de genuri: poezie, proză, teatru, eseuri filozofice, publicistică, traduceri și culegeri din folclor.
Ediția de opere, concepută de criticul și istoricul literar Perpestitius, cuprinde 9 volume complete ale creației în scenă, adunate în 10.000 de pagini, năzuind necontenit spre un plan de viață superior, etic și artistic, căutând cu patos adevărul și refuzând consecvent compromisul, Eminescu s-a aflat în permanent conflict cu lumea vremii sale din pricina non-conformismului, a sincerității în faptele de viață și a înălțimii de gândire, abordând probleme fundamentale ce țin de viață și moarte, natură și iubire, geneză și sfârșitul lumii sau civilizației, poetul subliniază baterile și nefericirile omului de geniu într-o societate total străină de el. Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile subordonate organizează o serie de întreagă manifestare în întreg județul pentru a celebra un creator de geniu plămădit pe pământul românesc. De asemenea, dorim să fie și o zi de reflecție asupra culturii române și a proiectelor culturale de interes național. Ne despar câteva zile de momentul aniversar al unirii principatelor și consider că evocarea patriotismului care animă personalitatea și opera lui Mihai Eminescu este un lucru firesc. Mulțumim și noi, dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului Felician Pop, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Dragi oameni buni, iată că sărbătoarea Zilei Culturii Naționale are loc anul acesta la care în fiecare an am hotărât ca să dăm greutate acestei zile în orașe diferite ale județului. Am sărbătorit Ziua Culturii Naționale la Ardud, anul trecut la Negreștoaș și anul acesta am considerat că este esențial să venim la Carei. Mă bucur că în această sală este atâta lume și așa și cum spuneam la Ardud, nu poate să moară un spirit care poate aduna într-o seară atâția oameni. Și am sugerat ca această manifestare să aibă loc în această sală dintr-un motiv absolut firesc pentru noi românii. Și asta este o sală istorică, poate cea mai luminoasă sală a Careului, pentru că în anul 1919, la 25 mai, în această sală a fost maestatea sa, regele Ferdinand, reîntregitorul și Iuliu Maniu, care au semnat aici trecerea, au parafat trecerea administrației maghiare austro-ungare la cea românească. Drept pentru care există o idee a Consiliului Județean, pentru că anul acesta se împlinesc 95 de ani de la acel eveniment, să dezvelim la Carei postul regelui Ferdinand, reîntregitorul. Spunea Eliza Brătianu în 1919 că timpul acestei vieți este risipit în atâtea amănunte și se teme că niciodată nu va mai putea trăi fericirea pe care a trăit-o la 1 decembrie 1918. Desigur, pentru noi toate acestea sunt istorie, sunt lucruri aruncate undeva în pagini, și dar oamenii cu har le mai pot readuce și rememora în spiritul nostru. Și unul dintre acești oameni cu har în anul acesta, așa cum au spus și tinerii mei anteorbitori, a fost Mihai Eminescu. Celebrarea lui Eminescu, într-adevăr, dacă s-ar evita aceste clișee și am trece de, dincolo de palierul epidermei, și l-am vedea pe Eminescu în toată grandiozitatea sa umană. Se spune despre el că a fost un Iisus Hristos al limbii române. Pentru că un singur om a avut puterea într-o zi să audă limba aceasta așa cum este, a
atât de frumoasă și de armonioasă. A fost un om incomod. Contemporanii nu l-au iubit. Oamenii comozi niciodată nu-i vor iubi pe cei care vin cu alternativa, care au puterea să spună nu într-un ocean de da. Și nu s-a fost un astfel de om. Există, este sigur, contestatari de lui, care vorbesc despre Eminescu ca și despre scheletul din dulap, spunând că Eminescu este un schelet în dulap și ar trebui să-l scoate, pentru că îi dăm prea multă importanță. Trăim într-o lume liberă și oamenii aceștia pot să spună părerea. Dar eu cred că nu este uman acestui popor care nu are foarte multe rătări luminoase să-i răpești și pe acesta. Pentru că noi românii iubim pe Eminescu. Pentru că el are exact ce nu avem noi. Rigoare, onestitate, ducerea unui gând până la capăt, viziune deschisă. Eminescu nu a fost un politician, dar cred că a făcut mult mai mult decât toți politicienii în un loc, pentru neamul său, pentru forța acestui neam. Gândiți-vă atunci când a trăit Eminescu, două biete principate, umile și sărace, de-abia se uniseră să facă principatele unite. Și el a fost, la vremea aceea, cu aproape o jumătate de veac înainte, el a văzut acea Românie pe care urmașii săi au reușit să o facă. Mintea acestui om vedea multe înainte. Toată lumea întreabă cum ar fi astăzi, ce ar scrie astăzi Eminescu, dacă ar trăi. Este greu de spus. Istorie contrafactuală nu putem face. Dar și această întrebare retorică ar trebui să ne pună pe gânduri. De ce iubește poporul acesta pe Eminescu? După 130 de ani și mai bine de la trecerea lui cele veșnice? Pentru forța lui de expresie. De ce un poet ca Eminescu nu este învechit? De ce nu spune poeziile astea lui Eminescu de atâta vreme s-a așezat colbul uitării peste ele? Pentru că pe Eminescu iubesc și cei în vârstă, iubesc și cei tineri. Pentru că geniul se adresează oricui. Pe un geniu îl înțelege și omul cu patru clase și filosoful cel mai profund. De fapt, asta este cheia genialității până la urmă. Eu cred că aș fi fost mult mai fericit, așa cum am fost, de exemplu, la Satul Mare, astăzi la Ardut, dacă și la Cărăia aș fi putut să depun o jertfă a bustului Mihai Eminescu. Nu am obsesia busturilor. Și n-am să spun niciodată că peste tot trebuie să umplem țara asta de busturi. Dar cred că Eminescu merită un loc de cinste și în acest oraș, în acest avampost al românismului. Ca măcar într-o zi a vieții noastre să mergem cu toți acolo la postul acela. Dar până ce el se va face, cred că mai repede va fi făcut, a spus bustul regelui Ferdinand. Toți spun, țara nu are mâncare, țara plânge, țara păcește și voi faceți monumente și voi aveți bani de cheltuit pe plăci memoriale. Dar ar fi mai bine să treci prin județul acesta în goana mașinii și să nu vezi niciun semn și să te întrebi că ce locuiești acolo, un popor sau doar o simplă populație? Pentru că Eminescu a fost obsedat totdeauna de ideea ce va lăsa el după ce nu va mai fi. Ce operă va lăsa? Ce va lăsa celor care vin? Cât va iradia spiritul lui în noi? Și întrebarea care trebuie să ne punem noi astăzi, vorba poetului, locuitorii clipei de acum, generația noastră, ca să nu se numească generația irosită, așa cum spunea Silviu Procal, ce va reuși să lase celor care vin? Și cred că aceasta este moștenirea și imboldul lui Eminescu.
pentru că El singur ne-a iubit pe noi. Cei foști, cei prezenți și cei care vor veni atât de mult și atât de adânc, cât noi toți să luăm un loc, n-am putem face. Avem nevoie de repere. Spunem că nu avem repere și din cauza aceasta noi stagnăm, noi batem pasul pe loc și suntem umili. Iată, cum să nu avem repere? Iată un reper luminos al neamului acesta. Dacă l-am citit în profunzime, așa cum spunea directorul bibliotecii, și am trece dincolo de ceea ce au scos manualele în față, am vedea că avem în față un mare spirit românesc, poate cel mai mare și cred că și definitiv. Mulțumesc! Mulțumim domnului Felician Pop. Îi dau cuvântul doamnei învățătoare Emilia Micovski. Permisiunea domnului Pop, aș vrea să vă dau un răspuns. Eminescu nu are un bust în orașul nostru, dar să știți că el există și este în sufletele noastre. Cobor în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază. Sunt versuri ce nu au nevoie de a fi prezentate nici cu tipiu, nici cu autor, deoarece ele sunt rostite și cunoscute deopotrivă de copilul ghiduș, cât și de maturul înțelept, din toate colțurile țării, mereu, dar cu precădere în ziua de 15 ianuarie, când aniversăm ziua mare lui Eminescu. Eminescu reprezintă în literatura românească o întruchipare a absolutului, un reper mereu actual pentru creator. Eminescu este cel mai mare poet național care exprimă cel mai bine și cel mai complet spiritualitatea românească. El este cel mai mare poet romantic din literatura română și ultimul mare romantic în ordine cronologică din literatura universală. Prin varietatea temelor, motivelor, ideilor, prin profunzimea gândirii și perfecțiunea formei, poezia lui Mihai Eminescu se constituie în primul mare model de univers poetic din lirica românească. Prin contribuția lui Eminescu, poezia românească face trecerea spre Argezii și Blaga, dar în același timp descoperă căile de acces spre lirica universală. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani. Părinții săi, Plominarul Gheorghe Eminovici și Raluca Jurăscu. Copilăria și-a petrecut-o la Ipotești, unde cunoaște timpuriu frumusețile naturii, așa cum va mărturisi mai târziu în poezia Fiind băiet cu pădurii cu trei rami. Studiile le începe acasă cu un dascăl neamț. Urmează școala primară la Cernăuți, pe care o termină în 1860. La Cernăuți îl cunoaște pe profesorul Aron Cumnu, care îi trezește gustul pentru lectură și îi împrumută cărți. Eminescu debutează în 1866 cu poezia La mormântul lui Aron Cumnu, publicată în broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziști. Adevăratul debut are loc însă în același an, în revista Familia, scoasă de Iosif Vulcan la Pesta. Prima poezie publicată este De-aș avea. Publicând poezia, Iosif Vulcan schimbă numele din Eminovici în Eminescu, schimbare însușită și de poet. La Cernăuți asistă la reprezentațiile teatrale ale unei trupe, iar la plecare tânărul o însoțește în peregrinările sale prin Transilvania și Muntenia. Ajunge suflăr și copilist în trupele lui Iorgu Caragiale și Pascali. Ajunge la București. În acest timp, tatăl său intervine și pune capăt acestor peregrinări, trimițându-l la studii la Viena. Aici, Eminescu audiază cursul de limbi romanice, filozofie, economie politică, medicină, mitologie. Desfășoară o activitate susținută în cadrul unei asociații a studenților români din Viena, intitulată România Jună. Îl cunoaște pe Slavici, de care îl leagă o strânsă prietenie. Începe să colaboreze la revista Convorbiri Literare, care îi publică poeziile Epigonii, Mortoaiesc, Venere și Madonna. Revine în țară și cu ajutorul lui Titu Maiorescu și Ajunimii obține o bursă de studii la Berlin.
La Berlin audiază cursul de filozofie și de istorie. Fără a-și încheia studiile, revine la Iași. Este numit directorul Bibliotecii Centrale din Iași. Datorită intrigilor, Eminescu este înlăturat din această funcție și este numit revizor școlar. În această calitate, o întâmplare fericită, îl cunoaște pe Ion Creangă, pe care îl îndeamnă să scrie. Așa au apărut amintirile din copilărie. Mihai Eminescu participă la ședințele Junimii, unde își citește marile creații. Este redactor la Curierul din Iași. Din 1877 se stabilește la București, ca redactor al ziarului Timpul. Acești ani reprezintă o perioadă grea în biografia poetului, de muncă obositoare, concretizată într-o valoroasă publicistică, politică, socială, culturală. Din 1883 apar primele semne ale bolii, care se agravează în timp, culminând cu moartea poetului la 15 iunie 1889. Despre activitatea literară a lui Eminescu putem spune și se știe, este foarte bogată și variată, ținând cont de scurta existență a poetului. În cadrul activității putem deosebi trei etape. Etapa începuturilor, etapa desprinderii de influența înaintașilor și a descoperirii unor drumuri noi și fertile, precum și etapa capodoperelor, în care scrie Luceafărul și scrisorile. Genurile și speciile cultivate de Eminescu, genul liric, epic, dramatic. Titu Maiorescu spunea despre Eminescu că este cel mai mare scriitor român pe care l-a iubit până acum timpul. A fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european și prin farmecul limbajului. Scrisul este viața lui, spune Maiorescu, omul cel mai silitor, veșnic citind, meditând, scriind, poet în toată puterea cuvântului. Iată de ce, ca un lucru firesc, la 15 ianuarie 2011, România sărbătorește pentru prima oară Ziua Culturii Naționale. Alegerea datei a fost motivată de faptul că 15 ianuarie este aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu, care, după spusele lui Constantin Noica, a fost omul cel mai deplin al culturii românești. Inițiativa a venit din partea Academiei Române a academicianului Eugen Simion. Această zi de sărbătoare e menită să ne apropie pe toți cetățenii României în înțelegere și recunoaștere. E bine să petrecem ziua aceasta în bucurie, pentru că, așa cum spunea poetul, ar fi păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Aniversarea poetului este de mult piatra albă care marca în calendar reverența în fața a ceea ce este bun, frumos și nou. Aici, la Carei, nu uităm niciodată de această zi. Nu-l uităm niciodată pe Eminescu. Îl sărbăm an de an. Nu-l uităm pentru că îl iubim, pentru că ne este drag. Ne este dor de Eminescu, dar nu. Nu ne este dor, pentru că nu poate să-ți fie dor de cineva pe care îl porți în suflet. Eminescu e în sufletul nostru, de la mic la mare. Mulțumim și noi. Evenimentul de astăzi este organizat de Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Primăria Municipiului Carei, Buletin de Carei, cu sprijinul Direcției de Cultură a Municipiului Carei. Urmează un scurt moment artistic susținut de elevii Patricia Borbei, Alexandra Onețiu, Sergiu Fogaș, Dan Coșarcă, Alexandra Gozner, Anastasia Țol, Mihaela Păcurar, precum și de un cor format din părinții acestor elevi și de câțiva caraieni extrem de inimoși, iubitori de artă și cultură, care au pregătit special pentru această zi festivă un program artistic. Primiți-i cu mare drag! Fiind băiet, păduri cu treiera. Fiind băiet, păduri cu treiera. Și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu îmi puneam. S-aud cum apa sună celișor. Un freamă tlin trecea din ram în ram și un miros venea adormitor. Astfel, ades, eu nopți întregi am mas, blând îngânat de-al valurilor glas. Mulțumesc! De ce te temi?
Au, nu ești tu cu mine? Las ploaia doar să bată în ferești. Las vântul trist prin arbori să suspine. Fii liniștită tu, cu mine ești. Ce te-ai sculat și te uiți în podele? Uimită pare și pare aștepta. Nu poți vedea cu ochii printre ele. Vrei să-ți aduci aminte de ceva? Lasă-te-n perin. Eu îți voi da pace. Dorm tu și lasă să rămân deștept. Pe când citesc, întotdeauna îmi place, din când în când, să cad la tine drept. Să văd cum dormi, să te admir cu drag. Cu gura abia deschisă încet respiri. De pe condei eu mână atunci te trag. Pătrunde pacea tristele gândiri. Frumoasă ești, o, prea frumoasă fată, ca marmura de albă ia ta față. Îmi vine să alerg la tine îndat și astfel cum dormi să te cuprind în brațe. Dar te-ai trezit. Păcat. Și nu mă dur. Dorm liniștit cu un braț pe după cap. Din când în când, cu ochiul eu te fur. Din când în când, din mâna cartea scap. Și-s fericit. Pulsează lunga vreme în orologi cu pași uniforme. De ce te temi? Cu mine nu te teme. De nu te culci, te culc cu sila. Dormi. Atât de dulce. Atât de dulce ești, nebună. Că le ești dragă tuturor. Cunosc femei ce, după ochii și după zâmbetul tău, mor. Femei frumoase și copile, te-ar îndrăgi, te-ar săruta. Tu ai iubirea tuturora și numai eu iubirea ta. Un farmec blând de fericire, tu răspundești oriunde ai sta. Ești fericirea tuturora și eu sunt fericirea ta. De râs, se desprimăverează, învie totul unde ai sta, căci tu ești viața tuturora și numai eu, viața ta. De dragul tău și flori și oameni și stele să trăiască vor. Pe mine mă iubești tu numai și numai eu doresc să mor. Tineri, la Paris învață, la gât cravate cum se leagă nodul. Și apoi ni vin, de fericesc norodul, cu chipul lor isteți de oaie creață. La ei își cască ochii săi norodul, că-i vede în birje răsucind mustiață, ducând în dinți țigara lângăreață. Ei toată ziua bat de-a lungul podul, vorbesc pe nas, ca saltimbandici, se strâmbă, stâlp de bordel, de crâșme, cafenele, și viața lor nu și-o muncesc, și-o plimbă. Și aceste mări furfale, ușurele, ce-au uitat pânșa noastră limbă, pretind a fi pe cerul țării stele. Patria vieții e numai prezentul.
clipa de față, numai ea suntem. Suntem în adevăr. Iar trecutul și viitorul, numai o gândire. În van împingeți ce vine dinainte, în van doriți acelea ce-or veni. Întoarceți-vă în voi și veți cunoaște că toate în lume, toate-s în prezent. Tot ce-a fost și tot ce-a fi vreodată a fost, va fi numai pentru că e. Nu știi că atingând pe un singur om, îi atingi pe toți? Mulțimea e părere. Spune la mii de inși aceeași vorbă și în mii ea atunci va trezi icoana aceeași și același simț. Semn că toți sunt într-unul și unul e în toți. Mulțumesc! Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovina, cu cipru verde încinge antică fruntea ta. Acum, din pleada-ți auroasă și senină, se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, se stinse o dalbă stea, metalica vibrândă a clopotelor jale voiește în cadență și sună tristat, căci, ah, geniul mare al deșteptării tale păși. Acum, pe-a nemuririi cale și urmă-i ne-a lăsat. Te-ai dus, te-ai dus din lume, o, geniu înalt și mare, colo unde toți îngerii te așteaptă în cor, ci-ți împletesc tainic, dulce a sferelor cântare, și-ți împletesc ghirlande, cununi mirositoare, cununi de albe flori. Te plânge Bucovina, te plânge în voce tare, te plânge în tânguire și locul tău natal, căci umbra ta măreață în falnica izburare urmă încet cu ochiul tristă lăcrimare ce-i simți național. Urmeze încă în zboruți și lacrima duioasă, ci junii toți o varsă pe trist mormântul tău. Urmeze-ți ea în zboruți și cânturi tânguioase, cânturi răsunânde, suspine armonioase, colo, în Eliseu.
ceas alegându-te, în genunchem rugându-te, înalță-ne nemântuie din valul ce ne bântuie. Fi scut de întărire și zi de mântuire, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm îndurorilor, luceafărului mărilor. Ascultă noastre plângeri, Regină peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară. O, Maică prea curată și pururea Fecioară Marie! Oh.
margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai. Și niște ape, ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rotit. Au mai existat și niște codre adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochii mari cât istoria noastră, trecea bătut de gând, din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând propriile luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți, care știau să le trăinească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouă, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și, pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu.